Inspectoratul pentru situații de urgență Vlașca al județului Giurgiu anunță că în ultimele ore pompieri au intervenit pentru stingerea 4 incendii de vegetație uscată, stuf și deșeuri menajere pe o suprafață de aproximativ 3 hectare și jumătate. Acesta a avut loc în localitățile Comana, Greaca și Malu, dar și în municipiul Giurgiu, pe șoseaua Sloboziei. Pentru stingerea acestor incendii au acționat pompierii din cadrul detașamentului Giurgiu, stației Colibaș și punctului de lucru Greaca cu 4 autospeciale. Potrivit legislației privind protecția mediului, este interzis arderea miriștilor, a turbărilor, a litierei pădurii, a stufului, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase. Atragem atenția asupra faptului că folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, arderea gunoaielor, a deșeurilor și a altor materiale combustibile pot avea consecințe grave, atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra proprietății sau chiar a vieții oamenilor. În astfel de cazuri, flăcările se pot extinde cu repeziciune pe o suprafață mare, iar în condiții de vânt, incendiile de vegetație uscată sau de deșeuri menajere pot deveni și mai periculoase dacă se manifestă aproape de locuințe, de rețelele de electricitate sau de locuri cu pericol de explozie. Conform ordonanței de urgență numărul 195 din 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii și deținătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu au obligația de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase. Respectarea acestor prevederi legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 de lei la 15.000 de lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 de lei la 100.000 de lei.